Facem un cerc mare? Ana, nu puteți, te rog frumos. Organizate de secretarie. Zic că ne-a ajutat foarte, foarte mult. Va da. Chestichee. Și facem mama, pentru cei care nu știu, înseamnă Mama Tera. Este un cuvânt care vine din limba Quechua, în Ecuador. Iar indigenii de acolo sunt cei care au pornit mișcarea drepturilor naturii, mișcare prin care natura a dobândit drepturi legislative și este considerată o ființă vie în legislația Ecuadorului. Acest lucru ne-l dorim să-l facem și noi în România. Alianță de mai multe ONG-uri din întreaga Europa, prin care o să cerem Parlamentul European să aleagă să adopte legea drepturilor naturii. Mi-am dorit să realizăm acest cross de mulți, mulți ani și mai ales să punem în ideea în care să ne simțim că este foarte, foarte special. Dacă asta e mie femeie mamă, dar nu poate să simt. Cred că se întâmplă foarte multe concurse de alergare și ce am dorit noi să facem diferit este să nu venim doar să alergăm pentru transformație fizică, dar să folosim alergarea ca o modalitate spirituală de a conecta, de a ne conecta cu mâinile și cu elementele naturii și cu cei din jurul nostru. Și prin alergare să ne gândim fiecare, sau cum mers, cum am de vorbit, cu fiecare pas înainte, să trimitem gânduri bune, gânduri de vindecare pentru aceste meleaguri și pentru oamenii din Roșia Mătare. Și aș vrea fiecare să se gândească care este intenția lor pentru această alergare. Ce gânduri vor să trimită pe parcursul următorilor 40 de minute sau și la sfârșit vreau să vă citesc un citat de preotul din Nahal, care vorbește de interconectivitate. Avem cuvântul a trăi, dar eu propun să folosim cuvântul a coexista, pentru că nu este posibil să fii singur de unul singur. Ai nevoie de alte persoane în scopul de a exista. Ai nevoie și de alte ființe pentru a trăi. Ai nevoie nu numai de tată, mamă, unchi, frate, soră, societate, dar de asemenea ai nevoie și de soare, râu, aer, copaci, păsări, elefanți și așa mai departe. Deci, este imposibil să trăiești de unul singur. Trebuie să trăiești în armonie cu tot ceea ce există și, prin urmare, a trăi înseamnă a coexista. Haideți să inspirăm acel sentiment a coexistenței noastre în direct armonie cu aerul, apa și atmosfera de la Roșia Mătare. Mă bucur din suflet că sunteți aici. Sunt foarte, foarte mult la plăcere. Persoane din întreaga lume care militează și luptă pentru drepturile naturii și pentru o societate în care trăim în armonie cu tot ce ne înconjoară. Și ca simbol acelui lucru am adus din Ecuador niște brățări făcute de indigenii de acolo, făcute manual și aș vrea să își aleagă fiecare câte una și să roagă persoana din jurul lor să le pună o dorință în timp ce totdeauna avem nevoie unii de ceilalți, așa că de aceea să apelăm la ajutorul celor din jurul nostru. Gata! 2, 1, 2, 3, 4!
facem podium, da? Haide!